că sunteți... Șapte? Da. Și stați toți aici? Eu am făcut și eu cât am putut. Și sunteți singură? Da. Nu am pretenții la tatăl copiilor. Eu i-am crescut cu ajutorul școlii, cu ajutorul primăriei, care m-au ajutat cu actele copiilor, cu ce am avut probleme. Eu pot să mănânc și o cană de ceai, o bei și o bucată de pâine. Dacă mănâncă ei, pot să zic că sătul și eu. Și asta mi-e sobă de părete, să am lemne, să am, ca să pot să bag la ea. Și aștept să iau ajutorul social și alocația copiilor să iau lemne. Aveți și baie? Unde aveți baie? Aveți unde vă spălați? Baie în mijlocul căsă, apă din ogradă de la curte, că am pompă în ogradă. Încălzesc o oală mare de 15 kg cu apă și le fac pe rând. Da, dumneavoastră ați făcut școală? Da, 10 clase complimentară ospătar. Da, deci sunteți ospătăriță. Da, n-am putut să mă duc la servici, fiindcă că m-am măritat la vârsta de 18 ani. În ce clasă ești? Alo, la CT eu în Vârcea. Și cum e? Bine. Te descurci? Da. Tu ești bărbatul casei? Da. Și ești cu fotbalul? Da. Ești bun? Da, nu. Hmm? Da. Ce faceți, mă, de Crăciun? Bine. Tu ce vrei, mă, de Crăciun? Mingi. La 7 copii li trebuie foarte mult. În alocația lor și ajutorul social mă descurc foarte bine. Nu i-am dat de lângă mine, nu i-am dat... Știi toată școala, știi toată primăria, mă duc cu ziua unde apuc. Oferiți-le dragoste că o să descurce ei să-și găsească... Dacă ai dragoste de copii, să iubești, poți să ai cea mai mare suferință la greu. Dacă nu ai intrat în casă, ți-o cherip tot... E dragostea pentru copii.